În jurul orei 12:30 a făcut apariția la școala numărul 11 și fostul manager al Spitalului Județean Mavromati, Viorel Iliuță, alături de soția sa. Eleganți și destul de tăcuți, au intrat în secție unde și-au exercitat dreptul constituțional la vot. Fostul viceprimar al municipiului a declarat că a votat pentru un trai mai bun al oamenilor și normalitate în țară. Am votat pentru ca tinerii să rămână în țara asta și să o dezvolte în continuare. Am votat pentru ca adulții să aibă locuri de muncă și să aibă grijă de tineri și de părinților. Am votat pentru ca vârstnicii, cei de vârsta a treia, să aibă o pensie liniștită și să nu mai stea cu mâna întinsă la ajutoare sociale. Am votat pentru așteptată primenirea clasei politice. Am votat pentru România normală. Viorel Iliuță își dorea ca numărul votanților să fie mai mare ca în primul tur al alegerilor prezidențiale. Eu sper ca românii să vină în număr mare la vot, pentru că de votul lor depinde viitorul acestei țări. Fiecare vot contează. După vot, președintele organizației municipale PNL a fost reținut preț de câteva minute de câțiva cunoscuți.